O investiție de peste 2 milioane de lei la Institutul de Medicină Urgentă. Mai multe secții din cadrul spitalului au fost dotate cu echipament medical de ultimă generație, mobilier, dar și consumabile. Condițiile au fost create pentru a îmbunătăți serviciile medicale acordate femeilor și grupurilor vulnerabile, în special în contextul fluxului de refugiați din Ucraina. Donațiile au fost făcute de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație cu sprijinul financiar al Statelor Unite ale Americii și Direcției Generale Protecție Civilă și Operațiuni Umanitare a Comisiei Europene. De astăzi vor beneficia de utilizarea unor echipamente mai noi, dar și o cameră de consiliere psihologică și administrația instituției și-a pus în scop ca de la 1 ianuarie să avem în staful nostru și un psiholog care ar putea consilia aceste femei. Medicii din secția ginecologie spun că noile echipamente vor fi de mare folos, întrucât le vor permite să efectueze mult mai multe proceduri. În primul rând, masa de operații chirurgicale, lampă ultramodernă pentru intervențiile chirurgicale, aparat de anestezie și respectiv utilaje, dulapuri, tot ce este nevoie. Acum o săptămână, Tatiana, în vârstă de 41 de ani, a ajuns pe masa de operație. A fost printre primele paciente căruia i s-a acordat servicii medicale de înaltă performanță. Am ajuns aici cu ambulanța. În scurt timp mi-au acordat serviciile la un cel mai înalt nivel, toată echipa și îndeplineau sarcinile, m-au preluat, m-au dus la toate aparatele, analizele, apoi am fost pe masa de operații și în scurt timp mi-au făcut de urgență și operația. De asemenea, în secția ginecologie a fost modernizat blocul operator, unitate de terapie intensivă pentru femei, o sală de intervenții ginecologice minore și sala de ecografie, iar secția de transfuzie a sângelui a fost reabilitată și dotată cu scaune specializate pentru recoltarea sângelui, echipamente de depozitare a sângelui, dispozitive rapide de decongelare a plasmei și alte echipamente necesare. În ultima perioadă asistăm la un amplu proces de modernizare a sistemului de sănătate și mă bucur foarte mult că UNFP se poate alătura acestor eforturi ale Guvernului, ale Ministerului Sănătății, pentru a oferi suport instituțiilor medicale la toate nivelurile, în special acelor unități și secții care asistă femeile și fetele din Republica Moldova în sănătatea lor, în special sănătatea sexuală și reproductivă. Donațiile au fost făcute de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație cu sprijinul financiar al Statelor Unite ale Americii și Direcției Generale Protecție Civilă și Operațiuni Umanitare a Comisiei Europene.